Orășenii, drugojenii, la mine 900 și-au dorit un teatru mult mai mare decât cel de care vă spuneam eu, ăla micuțul, fără fronton, de pe strada bisericii, înainte de Biserica Catolică, și prin subscripție publică și nu numai, și cu ajutorul, ajutorul statului, au inaugurat, pe 1 decembrie 1900, s-a inaugurat actuala clădire a teatrului, în care suntem noi astăzi. Din păcate, în timpul celui de-al doilea război mondial, teatrul a suferit o grămadă de modificări, nu s-au făcut reparații, interiorul a fost un interior evident în miniatură, dar asemănător cu teatrul de la Viena sau cel de la Timișoara, deci tot așa cu loji, au fost două rânduri de loje și nereparându-l, deja în 1950 am niște poze cu interiorul de 1950, era foarte degradat. Și așa a stat până în 1970, când s-au făcut ample lucrări de restaurare, de reconfigurare, am putea să le spunem, și îl vedem în forma actuală. Atunci s-au demolat lojele de pe laterale, s-a mărit capacitatea, evident, că asta are de a se mărească capacitatea de locuri, s-a făcut balconul, atunci și-a pierdut de fapt interiorul de la 1900. Și așa totuși avem parte de o clădire foarte frumoasă, exteriorul în stil neoclasic, pe malul Timișului, întregește toată această promenadă cu liceul Corean Bredicianu și ar fi trebuit să întregească cu biserica evanghelică reformată, dar din păcate o clădire care făcea parte din acest rând a fost modificată. Singura clădire, adică una dintre cele mai importante clădiri în stil neobrâncovenesc, ați văzut când am venit aici, când am venit pe străduța asta, pe partea stângă, a fost chiar așa mutilată, irreversibil. Și teatrul, cum îl vedeți acum, s-au făcut niște restaurări a interiorului realizat în anii 70. Primăria a mai auit aici măștile de teatru, măștile dramatice și na, arată, e într-o stare foarte bună. Acum să vedem ce se va întâmpla și cu instituția în sine, urmează să vedem. Pentru drugojeni, ei știu care este situația. Teatrul de-a lungul celor 100 și ceva de ani a avut parte de multe personalități, inclusiv George Enescu a concertat aproape de 10 ore, a concertat, începând cu 1912 până la moartea lui, a venit la Lugoș, turnele care le-a avut în Transilvania și Banat și în sala teatrului s-au ținut toate concertele, așa, vioară, și pe lângă asta am avut trupe care și astăzi mai vin. Din păcate, viața culturală a orașului sau într-un oraș mic, cum este Lugojul, este frânat de probleme legate de fonduri și oamenii nu mai vin la teatru. Activitatea culturală trebuie susținută, nu doar material, deci financiar, ci și ca spirit. Oamenii trebuie să le dai ceva de calitate ca ei să nu mai stea în fața calculatorului, sau în fața telefonului sau în fața televizorului, ci să vină, să iasă din casă și să vină la teatru, sau să vină la un concert. De fapt, asta este marea problemă, că nu suntem în stare astăzi, cel puțin la nivelul Gorului, de alte comunități nu vorbesc, să refacem, să dăm un suflu nou vieții culturale. De asta avem nevoie. Evident că toate lucrurile astea se fac cu oameni care să fie niște oameni, niște profesioniști și prin colaborare cu comunitatea. Acum Dumnezeu face minuni și sperăm că în viitor o să revenim la ce am fost odată, capitala culturală a românilor din Banat, cum a fost numit Lugojul. Și acesta este teatrul nostru, vedeți, arată bine curat, avem o trupă de teatru locală foarte bună care face spectacole. Aici se mai țin tot felul de... Când avem și o sală mai mare, la Casa de Cultură este o sală mult mai mare ca număr de locuri, dar și aici se țin foarte multe evenimente, de la baluri, ale unor școli, concerte. Asta este. Vă place aici că se vede. Le place aici, se vede că stau așa liniștiți pe scaune și... Instituția simt, da, arată bine acum. Interesant este, apropo de ce spunea domnul Bloch despre spiritul de bună înțelegere și multiculturalitatea Banatului, care noi ar trebui să ne mândrim, pentru că integrarea noastră în European nu este doar benefică din punct de vedere economic, dar fondurile care nu, ci înseamnă că noi ne reintegrăm Europa.
o multitudine de etnii, de religii care cohabitează în cadrul comunităților. Și noi asta trebuie să facem, zic eu, părerea mea, să recuperăm atât prin arhitectură, prin arhitectura orașelor noastre, prin personalitățile care au fost de diferite etnii, să le recuperăm, să trecem de bariera asta în care doar România a făcut-o și doar România a construit-o. Să nu înțelegeți greșit, nu vorbă de asta. E vorba că dacă descoperim că împreună am făcut lucrurile astea, chiar dacă nu mai avem nemți în Lugoș, poate nu, sau nu avem evrei în Lugoș, sau nu, noi trebuie să trăim această toleranță și multiculturalitate care ne definește ca europeni. Pentru că când mergem la Viena o să vedem că, sau în Europa Centrală, în alte orașe, vedem că e turism cultural, asta înseamnă turism cultural, să profiți de ceea ce ai. Nu să baci la cutie, cum eram comunist, sau de anume, de anume, nu românesc. În banan nu e posibil așa ceva, și nici în Transilvania. Pentru că aici societatea